Un tânăr de 31 de ani, care se dădea drept jandarm și legitima oameni pe stradă, a fost prins de un jandarm adevărat în centrul orașului Cluj-Napoca. Falsul om al legii purta uniformă și le cerea bani celor pe care îi aborda. Un jandarm fals a fost prins de către un jandarm adevărat. Bărbatul purta îmbrăcăminte asemănătoare ținutei specifice jandarmeriei. Jachetă bleu maren, vestă neagră inscripționată, de care era atașată o lanternă, centură. Avea totodată bocanci militari și o șapcă neagră cu emblema României, având asupra sa și un telefon mobil la vedere, de care erau conectate câteva fire. Cariera individului s-a terminat însă când a dat nas în nas cu un jandarm care se afla în timpul liber. Colegul nostru, plutonier major Bogdan Păun, din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Cluj, aflat în timpul liber, pe o stradă din centrul municipiului Cluj-Napoca, l-a observat pe bărbatul care corespundea semnalmentelor acelei persoane despre care se cunoștea că folosea o identitate falsă, pretinzându-se jandarm. A pornit în urmărirea acestuia, l-a abordat, după care s-a legitimat, spunându-i că ar părea suspect. Ulterior, a luat legătura cu dispeceratul unității în vederea trimiterii unui echipaj. Impostorul nu a opus rezistențe la sosirea echipajelor de jandarmi, care l-au dus la poliție pentru audieri. Acolo, oamenii legii au descoperit că bărbatul avea antecedente penale. În fapt, tânărul este bănuit că la data de 14 iunie, în jurul orei 3, folosindu-se de calități false, a pătruns în locuința unui bărbat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, de unde, profitând de neatenția acestuia, ar fi sustras mai multe bunuri în valoare de 6.000 de lei. Pentru aventurile sale, tânărul s-a ales cu dosar penal și a fost reținut pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat tribunalului Cluj cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.